slăviți să fie Domnul. Moștenirea lui Caleb. În oștirea lui Israel, un bărbat mereu în frunte ce-a putut doar prin credință răul vieții să-l înfrunte. Cu o inimă aleasă, purtătoare de vești bune, e Caleb ce cu Iosua a vorbit cu înțelepciune. Unii răspândiră groaza după ce au văzut Canaanul, însă Domnul e mai puternic și va birui dușmanul. Caleb luă hotărârea și în inimă și în minte să slujească pe Jehova cu elan și două fierbinte. De pe calea purității, de ascultare devotată, Caleb plin de hotărâre nu s-a abătut vreodată. Semăna în a lui casă și în a Domnului oștire fapte de iubire sacră și de mare sufletire. Într-o zi, prorocul Moise pe Caleb ochii pusese, după cum și pe Iosua cu credință-i alesese. Printre cei cu misiunea de a cerceta Canaanul, acești care cu Iosua au lucrat cu tot elanul. Ei priviră uriașii nu ca pe o sperietoare, ci vedeau în ei dovada că cel sfânt e mult mai mare. Duhul ce era în dânsii îi făcea plin de putere să dea piedici la o parte și să stea tot în veghere. Inspirat de legământul cu Avram al lui Jehova, Caleb nu privi la lume să îndrăgească numai slova. El știa că împăratul de pe tronul plin de glorii va veni cu ei în luptă să le dea prin har victorii. Doar credința este în stare să străbată drumuri multe și să ceară inimii ca de Domnul să asculte. Frica oarbă des nădejdea vor cria chiar monștri în față și vor spune, nu se poate ca să biruiești în viață. Și s-au răspândit în gloată cu iuțime făcupoasă, desnădejdea, răzvrătirea și cârtirea găunoasă. Toți au început să țipe și să plângă cu furie, cum de n-am murit mai bine în Egipt sau în pustie, pentru ce ne duce Domnul către jaf și neputință, nu-i mai bine să ne întoarcem înapoi cu umilință? Caleb haina lui și-o rupe cu Iosua împreună, protestând în felul acesta la cel ceas de furtună. Moise și Aron căzură ca lor fețe în țărână, dar cuvânt din cer țâșnește din Caleb ca o fântână. Țara ce-am străbătut-o este o țară minunată. Domnul ne va duce acolo și o vom stăpâni o toată. Însă nu privim cu teamă la ce fac azi uriașii. Domnul cel atotputernic vrea să ne îndrume pașii. El nu minte niciodată. Să așteptăm călăuzirea. Alungați din inimi frica, deznădejdea, răzvrătirea. Astfel Caleb le vorbise, uns și inspirat de Duhul, Domnul a luat aminte, slava lui umplând văzduhul. A mustrat pe loc poporul cel bolnav de răzvrătire, ascultând apoi cu lacrimea lui Moise mijlocire. Ce vor spune egiptenii despre numele tău mare, despre a ta călăuzire prin pustiu, fără îndurare, că la un moment pe cale tu n-ai mai avut putere ca să-i duci în acea țară unde curg lapte și miere? Ieri, așa cum mi se cere, a răspuns Domnul din slavă, însă cei ce nu mă ascultă vor fi în drum ca și o pleavă, vor muri în pustiu deodată, n-au să moștenească țara, dar unui Caleb rob cu cernic, eu îi pregătesc cu moara. El urmând cu totul calea de ascultare și lumină, va primi drept răsplătire moștenirea cea de plină. Fericirea cea mai dulce și de lume nepătată lui Caleb pentru vecie chiar de mine i-a fost dată. Și s-au scris toate acestea ca un semn, ca mărturie, căci stăpânul răsplătește pe cel cu credință vie. Dacă nu privim la lume, la făpturile de tină, Domnul cel atotputernic ne va da din cer lumină. Alungați din inim frica desnădejdea scomodoasă și chemați-l pe Mesia azi în inimă și în casă. De-ntrunești chiar munți în față, uriașii fără număr,
Domnul este lângă tine și te scutură de umăr. Nu te teme nici de moarte, El îți este moștenirea și prin Duhul Său cel veșnic îți va lumina trăirea. Pe un munte plin de slavă însă Domnul te va duce, dacă îl urmezi prin lume, fără a tăia din cruce. Ca și cale cu îndrăzneală să-ți mărturisești credința și să ai astfel pe cale pretutinde biruința, iar în cer o moștenire care nu se veștejește, de la Domnul Păcii Sfinte, care sincer te iubește. Amin. Amin.